ce ascultați melodia asta. O, mama, poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Prima simte mama mea. Nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine. Ca... Bună ziua! La mulți ani! Din partea cuiva care vă iubește foarte mult astăzi și nu putea sta neobservat așa pentru o mamă iubită. Hai, avem cadouri pentru dumneavoastră. Eu nu pot să se vorbesc. Păi, avem un buchețel de flori. Așa. Și șampanie. Și mai avem aici o cănuță, ca să o aveți amintire, dimineața când beți așa cafeaua, să aveți soțul tot timpul mesaj. Avem o melodie, dar nu știm exact care copilul fi. Tu nu știi nimic? Dumneavoastră ce spuneți? Care dintre ei? Alina. Alina? Da. Ziceți dumneavoastră că nu este lângă dumneavoastră și de aia. Nu cred. Dar în tine, hai că vedem. Dragă mamă, în această zi specială, mă rog la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită. Și tot ce este mai bun, n-avem să-ți ofere voie cu ție, pentru că le meriți din plin. Măcar atât pot face în semn de mulțumire. Pentru felul în care m-ai crescut. Pentru că orice aș face, simt că nu este suficient. La mulți ani, draga mea mamă, soarta să-ți aducă bucuria momentului și noroc, mămica mea gingașă și delicată. Tu ești inspirația mea și iubirea mea. Lasă bucuria să se multiplice de ziua ta, iar fericirea să-ți împlinească visele. Cu drag, din partea copiilor venim astăzi, a nepoților, din partea tuturor din familie, da? Dar nu trebuie să plângem astăzi, este un moment frumos, da? Să rămână o amintire veselă pentru dumneavoastră. Le puteți spune ceva? Nu? Da. Spuneți-le. Să le dea Dumnezeu sănătate. Fără să plângem. Sănătate, fericire. Și vă mulțumesc mult. Bun, cât mai sunt în viață O, mama, poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Prima simte mama. Mama bună, mama
lăsa fără mâncare ca să-mi cumperi mie țoane. Spuneți acum. Și eu te iubesc. Te iubesc mult de tot, mult. Bun, păi și pupicul unde e, că nu-l văzui. Bun, păi doar atât. Și bătrână, tu ai muncit pentru toți, pentru copii și nepoți. Mama mea, măicuță bună, ești bolnavă și bătrână. Mama Alina, nu mai stați tristă. Chiamă-mi la utarie acum. Tu sau dacă nu te sună, mă seluță. Pentru copii și nepoți. Uite, domnul soț zâmbește. Și acum la bătrânețe îți duci viestețe. Îți duci viața cu tristeți. Îmbătrâniți un an astăzi, da. Sau că nu aveți fetele alături? Mai mult ai. N-ați mâncat azi dimineață, nu v-a dat domnul sos de mâncare azi dimineață? Am de toate și mi-e bine. Păi eu când eu îi trimite filmarea asta la atâta, după o viață de muncă, după atâtea chinuri, măcar atâta dați-ne voie să facem și noi pentru dumneavoastră. Un pic mai veselă, vă rugăm. Ce să stai, că mai crescut cu necas și cu lacrimi. Doamna Lina, fără plâng. Știu. Dar măcar o zi în an. Este a dumneavoastră. Haideți, haideți, tare! Doamna Lina, cu zâmbet! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Haideți, puneți-vă dorința aceea în gând și să faceți lumea. Mulți ani trăiască. Oh.
Alina, cam lungă dorința, cam lungă. Haide, suflați, păi ce faceți? No. Slab! Bravo! Bun! Doamna Alina, și cum vă simțiți la 45 împliniți azi? Foarte bine. Foarte bine. Bun. Avem ceva de spus la copilași? Da. Spuneți. Eu mulțumesc. Păi și doar atâta? Să dea sănătate, fericire. Să trăiască copiii. Bun. Start. Acum. Mulțumesc, mami. Bun. Doar atât? Da, atât. Bun, și pupicul? Bun. Că mama mea nu e nimic, orice rană poate vindeca, unde pune mâna ea, mamă bună, mamă dragă, mai ferit de foc și apă, te lăsa fără mâncare ca să-mi cumperi mie țoane. Să-mi cumperi mie țoară.